Smerinia nu este o definiție. Smerinia este ceea ce îl învață pe om să stea în banca lui și să primească ceea ce îi se cuvine. Adică când Dumnezeu trebuie să-ți dea, te caută el și îți dă. Nu trebuie să-l cauți, nu trebuie să-i ceri, trebuie să aștepți, numai tu să meriți. Ca așa se întâmplă, noi alergăm la Biserică și vrem de toate, dacă nu-l căutăm pe Dumnezeu, noi alergăm la El, pentru că sigur trebuie să ne dea ce vrem noi. Cum adică. Da, am făcut pomelnic, am dat bani, da, am făcut acatiste, am citit saltirea, stai o leacă, le-ai făcut pe toate, dar te-ai dacă meriți ce ceri? Trebuie să ai puterea, să nu ceri nimic de la Dumnezeu, nici măcar mila, să ai bun simț, să ai nădejde și să aștepți să apară omul de care ai nevoie în viață. Așa îți apare duhovnicul, așa îți apare jumătatea când trebuie să te căsătorești, un doctor bun la o boală gravă, un profesor bun, un specialist bun într-o problemă pe care o ai, un sfătuitor bun care te ajută să o rezolvi o problemă pe care nu poți să o descălcești tu cu mintea ta? Dar cum? Nădejdea în Dumnezeu. Dar cum facem noi oamenii când avem o problemă, nu așteaptă să-i dea Dumnezeu o soluție. Toate soluțiile căutăm noi și iartăm lui Dumnezeu și începem ca la ofertă. Asta nu e bună, asta nu ține și așa mai departe.